Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută! Mulțumim, Părinte! Cum altfel putea să înceapă o întâlnire cu Părintele Vasile Ioana la granița parohiei sale decât cu o rugăciune? Bună ziua, Părinte, și mă bucur că vă cunosc. Și eu mă bucur să te revăd, Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine, telespectatorii voștri care nu sunt puțini deloc și care se bucură de o sărbătoare așa de frumoasă. Părinte, aici e granița parohiei, da? Bucureștiul este împărțit în parohii. Da, și da. Câte un slujitor al Domnului, cel puțin unul, exact, în fiecare parohie are grijă de sufletele de pe raza parohiei. Exact. Dumneavoastră sunteți unul dintre prelații care aveți așa o parte din istoria și acestei țări și a acestui oraș. Adevărat este, Părintele Patriarh Teoptist, când m-a numit preot aici, a spus: măi, Vasile, ai grijă că vei merge între oameni mari, măi, să fii la măsura pe care Dumnezeu o cere de la tine. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu se face cu suflete. Și toți acești oameni care lucrează la ministerele din prejur au suflete care au nevoie de Dumnezeu. Păi, ce să zic, Părinte, să știți că mulți dintre cei care se uită la noi acum or să spună în felul următor, că aveți mult de muncă, pentru că unele din sufletele din zona asta sunt destul de încărcate. Da, iau decizii importante pentru țară și să știi că mă bucur când văd angajații ai statului român serioși, implicați. Uite, vezi, noi avem în parohie trei ministere. Ministerul de interne, cel pe care îl vedeți aici lângă noi, Ministerul Sănătății, care este imediat în spate, și Ministerul Muncii, care e aici în stânga. Și asta mă bucur să văd, că ei vin cu dragoste către Dumnezeu, oamenii. Deci, cumva, în spatele a ceea ce este el ca funcționar de stat, are nevoie de rugăciune și el, are nevoie de har și el. Mergem, Părinte, spre biserică, da, și haideți. Pe drum. Cu drag, stăm și pe drum este de vorbă, cu drag, cu drag. Mergem pe calea Victoriei. Pe calea, da? Victoriei, da. Aici este granița parohiei, suntem vecini cu parohia Crețulescu, una din bisericile fanion ale centrului vechi al capitalei. Mi-este drag să spun asta pentru că Părintele coleg și vecin cu mine împărtășește cu mine dorința de a face pastorație pentru credincioși și trebuie să-ți aduc o mărturie că atunci când am venit în această parohie veneau la mine și vin și astăzi oameni în vârstă și oameni în vârstă care au fost în vremea comunismului funcționari în statul român, în serviciile speciale ale statului român, în ministere. Angajații ministerelor de atunci sunt un pic diferiți de angajații ministerilor de astăzi. Așa. Care e diferența? Diferența este că acum oamenii îl slujesc pe Dumnezeu în mod liber. Au libertatea să vină la biserică și ați văzut că sunt angajați ai statului român care vin. Atunci nu aveai voie. Și uitați-vă, acolo e blocul Adam. În blocul Adam și în blocul Turn de acolo erau foști ofițeri și oameni care participau la congrese și veneau la congresul Partidului Comunist și strigau acolo Ceaușescu PCR, Ceaușescu pace, și îmi povesteau că ei ziua mergeau acolo și noaptea chemau preotul să-i cunune în case, în apartamentele de acolo, se cununau. De ce? Pentru că nu aveau voie să o facă public. Venea preotul și cu cristelniță. Venea preotul cu cristelnița în casă, ascunsă cristelnița în portbagajul mașinii și botezau copiii în case. Ce vreau să spun cu asta este că în inima poporului român e Dumnezeu. Și atunci ei trebuiau atunci să afirme că nu există Dumnezeu, da? Dar în realitate ei îl chemau pe Dumnezeu în casele lor. Și asta mi-a plăcut foarte mult, că bătrânii ăștia mi-au adus această mărturie. Așa este, dar iarăși trebuie să facem o completare. Dacă atunci nu aveai voie să vorbești despre Dumnezeu, să-i pomenești numele, să spui că-ți botezi copilul, azi când ești liber să o faci, nu te mai oprește nimeni. Problema nu e că l-a ascuns pe Dumnezeu, ci că de multe ori uiți ce te îndeamnă Dumnezeu să faci. Și știți, în ăștia 30 de ani care au trecut de la Revoluție, cred că sunt mulți români care atunci când spui angajat al statului, nu se gândesc la oameni cinstiți. Cum îi ajutați dumneavoastră pe oamenii ăștia
că bănuiesc că vin. Da? Da, și vin, vă mărturisesc și păcate. Da, da, da. Cum i-a ajutat să-i aduceți pe calea cea bună? Întărindu-le conștiințele. Deci un preot întărește conștiința, trezește conștiința din tine, conștiința faptului că dacă te dedici unui demers pentru care ești plătit, ar trebui să pui totul, să dai totul pentru acel demers. Și eu îi îndemn pe oameni care lucrează cu oamenii la rândul lor să iubească oamenii. Pentru că atunci când lucrezi cu publicul, e foarte greu. Întâlnești sute de oameni zilnic, sute de chipuri zilnic și apare această rutină nenorocită care te distruge, te bagă într-o zonă de plafonare. Și atunci tu ar trebui să-l iubești pe fiecare om pe care îl întâlnești. Și ăsta e mesajul meu către angajații statului român. Iubiți oamenii, iubiți oamenii, fraților, că oamenii pe care îi întâlniți pot fi unchi, mătuși, neamuri de ale voastre. Poate că nu vă gândiți cât de important este că atunci când te duci undeva să... foarte mulți, indiferent că sunteți angajați la stat sau în privat, care fac lucrul ăsta. Da, da, da. La da, fel cum, da, în egală măsură, sunt da, și oameni care uită care le locul și da, care le este menire. Da, da, din păcate. Bun. Trăim, părinte, niște timpuri în care, iată, agitație, da, zgomotul, da, da, viteza, da, părinte, da, viteza, da, cu care, da, trece viața pe lângă noi, da, e de fapt regulă. Cum faci ca din când în când să te mai oprești, să o iei mai încet, să-ți aduci aminte și să apreciezi ce ai? E, omule drag, să știi că dacă te oprești puțin din viteza cu care societatea te împinge, așa de mult te împinge să intri într-o viteză, așa cumva ca într-un malaxor te bagă societatea asta consumeristă să trăiești în această viteză, Dumnezeu te vrea mai liniștit, mai așezat. Și atunci când vii în brațele lui Dumnezeu, la biserică, în fața unui preot slujitor care îți pune în față oglinda și îți arată, uite, dacă viața e agitată, e ca un joc, joacă viața, te joacă viața. Tu nu juca atunci când simți că ești obosit, pentru că dacă ai observat, boli, stres, anxietăți, depresie apar de la excesul de muncă, de la fricile pe care le avem și pe care nu le manifestăm, de la stresul pe care îl ascundem și de la faptul că ne prezentăm ca perfecți, Claudiu, și nu suntem, pentru că suntem imperfecți și nu avem curajul, dintr-o mândrie, să spunem am greșit, să spunem ce bine este să am un life coach, un om care îți ghidează viața și acela poate să fie duhovnicul tău. Deci duhovnicul... ați tradus în termeni, da, contemporani. Da. Ceea ce face, da, de, da, secole, da, 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 biserica. Biserica face de 2000 de ani asta, și anume, biserica este un spital duhovnicesc în lume așezat, în mijlocul lumii, pentru vindecarea oamenilor. Biserica îl aduce pe Dumnezeu în viața oamenilor în urbe, da, suntem pe calea Victoriei. Oamenii care locuiesc aici, în blocul ăsta, da, în blocul Romarta, de exemplu, la fel, au și ei credință, părinte, și nevoie de Dumnezeu. Dacă ne uităm peste drum, da, vedem chiar așa, pe calea Victoriei, da, cum viețuiesc două, da, da, concepte. Da. Un magazin, da, al Patriarhiei, chiar, da, 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 și lângă, da, magazinul muzică. Da, da, absolut. Sunt absolut două lucruri, da, care așa fac este parte și societatea, viață, exact. Da, da, avem, iată, Editura Humanitas. Editura Humanitas, avem biserica, avem sala palatului și avem o diversitate de realități. Aici avem o ceainărie foarte faină. Mi-aduc aminte când am fost cu Boboteaza aici, de exemplu, unde sunt bijuterii și ceasuri mai deosebite. Deci dumneavoastră veniți cu Boboteaza, da, cu Boboteaza și aici, da, la magazin. Dar înainte de a merge eu cu Boboteaza, vine un coleg de-al meu cu o zi înainte și îi spune: părintele vine mâine de Boboteaza pe aici. Sunteți de-a doriți ca să intre preotul la dumneavoastră, ei își consultă șefii și majoritatea ne primesc. Așa. Dar noi nu dăm buzna, pentru că Dumnezeu nu dă buzna. Iisus spune așa, stau la ușa inimii și bat. Și dacă tu vrei să-mi deschizi, Doamne ajută, Doamne ajută, Doamne ajută, dragă. Bună ziua, Dumnezeu bună să fie cu tine, Dumnezeu să fie cu tine. Bună ziua. Să fiți sănătos. Astăzi citeam chestia asta. Astăzi citeați asta. Eu stau la ușă și bat. Dacă mă cheamă cineva, eu cinesc cu el. Este cel mai frumos gest al lui Iisus, care stă la ușă, nu intră buzna, dar tu i-ai deschis ușa. Tu i-ai deschis ușa, nu?
Bravo, te felicit. Da, da, vă văd mereu, mă bucur. Și Vasile, Vasile. Da, da, mă bucur, să fiți sănătos. Doamne ajută. Sănătate, să aveți Doamne o zi bună, Doamne numai ajută. Bine. Deci, de ce? Enoriaș și dumneavoastră. Un enoriaș, da, care a înțeles taina. Nu-mi plac preoții care dau buzna peste oameni. Ar fi bine să înțelegem că au dreptul să ne refuze. Dacă și Dumnezeu este refuzat, sigur, e dreptul lor să te refuze. Dacă te vor, îți vor deschide ușa. Eu m-am întristat prima dată, în primul an de preoție, când am primit bătut refuz. Și nu, n-a deschis sau se auzea, e popa la ușă și mi-a deschis un copil și aveam o pălărie așa și eram îmbrăcat așa negru și a deschis copilul și a zis, seamănă cu Michael Jackson, e un copil. Deci cumva sunt experiențe, așa. Sunt foarte multe experiențe pe care le ai atunci când bați la ușă, da, și nu părinte, știi. Aici da. Pe da. Calea Victoriei da. Sunt foarte multe magazine da. De lux. Da, da, pot fi considerate, vând da, bunuri da, da, da. Cu prețuri da. Peste medie. Uite că de v-au lux, refuzat? Nu, niciodată, niciodată. Și am primit cu bucurie răspunsul lor că suntem bineveniți. Dar chiar aici la un magazin, cu respect, cu respect, doamne ajută, chiar aici e un magazin, poate nu e bine să-i facem reclamă, da? Și a zis, părinte, zice, geaca asta e 1000 de euro, vă rog eu, nu dați o aghiazmă să nu rămână, că nu-i săraca fată, e angajat acolo. Pe aici, și atunci, undeva, da? Aici, uite unde e fătuca asta așa, drăguță. Ideea este că dacă, vezi tu geaca asta, e clar că e o geacă scumpă, nu? Da. I-ar plăcea doamnei tale să o aibă, cred, și e deosebită. Asta e 1000 de euro. Normal că, doamne, era teamă că dacă eu o stropesc prea mult cu aghiazmă și vine o clientă, poate că vede picăturile. Dar eu am spus așa, uite, eu n-am venit pentru gecile tale, draga mea, eu am venit pentru sufletul tău. Eu vreau ca să-ți spun ție că Dumnezeu te iubește și să ai spor în toate. Asta i-am spus. Hai. Și s-a bucurat sufletul ei foarte mult că i-am spus că eu n-am venit pentru haină, n-am venit pentru geacă, ci am venit pentru... Bună, bună! Hai să salutăm puțin! Haideți să salutăm, sigur că da! Doamne ajută! Sărămâna, bună ziua! Haideți la ele! Bună, fetelor, mă bucur să vă văd! Doamne ajută! Doamne ajută, doamne ajută! Îmi aminteam de anul trecut când am venit la voi și tare m-am bucurat. V-a mers vânzările anul ăsta? Mai puțin, mai prost anul ăsta. Dar am văzut că au pus-o acum, au venit o bancă aici la voi. Mai nou aveți o bancă, văd. Avem. Da, bravo, mă bucur foarte mult să aveți un an binecuvântat și Dumnezeu să vă ocrotească. Și știți că de câte ori aveți nevoie de harul Domnului, ne găsiți la biserică. Da, știm. Așa de drăguț, așa de drăguțe sunt, așa de drăguțe sunt. Sunt fetele care ele lucrează aici, dar au suflete care au nevoie de Dumnezeu. Și prezența preotului în reverendă, și de aceea le recomand colegilor preoți, să poarte reverenda, să-și poarte barba, pentru că reverenda și barba te duc către chipul pe care Dumnezeu ți l-a dat, de bărbat purtător de barbă, așa cum și tu, Claudiu, o porți. Și este un semn văzut al evlaviei pentru Dumnezeu. Și cred că, mai ales pentru noi preoții vorbesc, adică noi preoții facem asta pentru că atunci când ne prezentăm în fața enoriașilor noștri, ei să aibă acel fior al prezenței harului Părinte, lui Dumnezeu. Dumneavoastră sunteți un bun comunicator, un om care știe să vorbească, care știe să cucerească enoriașii. Dar trebuie și dumneavoastră să recunoașteți că, până la urmă, chiar dacă preoția nu e neapărat o meserie, și da, o chemare. O misiune și o misiune. Și apoi o misiune. Nu toți știu. Dragul meu, doctorii sunt diferiți. Nu, există sigur. Medici de familie, există medici specialiști, bun. Există avocați și avocați, există contabili și contabili, există oameni și oameni. Acum, în aceste da. Timpuri în care Facebook, TikTok, Instagram sunt niște atracții mult da, mai... Da, irezistibile chiar, aș putea mult spune. Mult mai la... Da. De mână. Mult mai în degetul da. Și ecranul da, telefonului da, mobil da, al fiecăruia dintre da, noi. Da, da. Cum faceți dumneavoastră să-i convingeți pe tine? Dragul meu, pe copii. Biserica suntem toți. Noi suntem biserica, noi toți suntem biserica. Și cred că ar trebui să înțelegem acest adevăr important, că noi toți suntem biserica. Și dacă am înțelege următorul adevăr, și anume faptul că lăsăm, mergem? Mergem da, cu grijă, da, că da, e o oră da, cu da, trafic intens. Dacă lăsăm
cele 99 de oițe care vin deja la biserică, da? Le lăsăm în biserică și ieșim, așa spune păstorul cel bun, lasă cele 99 de oi și se duce să caute oaia rătăcită în spin, adică așa, în media, în new media. Eu am înțeles faptul că, și mulți comunicatori ai Patriarhiei au înțeles faptul că omul astăzi este pe telefon. Și atunci și Patriarhia și preoții, ei, Doamne ajută, Doamne ajută, dragule, mă bucur să te văd. El este un minunat, un corporatist care vine la biserica noastră. Nu ești un corporatist, părinte. Dar ce ești? Sunt bine. Mă bucur. Dumnezeu să fie cu tine, Dan, Doamne ajută. Și Doamne ajută, dragule. Și noi ieșim acum din zona de confort a slujbelor și venim în fața voastră, pe televizor, pe ecrane, pe tabletă, pe telefon, cu mesajul lui Hristos. Că Hristos ne-a spus, mergând, propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Și astăzi toată făptura este în fața unui telefon. Și astăzi există Trinitas TV. Ar fi o greșeală să nu comunicați acolo. Doamne ferește, Patriarhul Daniel, când a venit ca patriarh în 2007, primul lucru pe care l-a făcut a fost agenție de știri, Trinitas TV, Radio Trinitas, și iată că astăzi, deși suntem... Doamne ajută, dragule, Dumnezeu cu tine, omule! Deși, iată, suntem la Digi24, cred că putem să aducem un gând de recunoștință acestui patriarh. Însă, ce e interesant este că el, când a venit, a oferit către televiziune Trinitas TV și oamenii care nu pot ajunge la slujbă, stau în față, am oameni din Suedia, din Norvegia, care îmi spun, părinte, ne îmbrăcăm bine, stăm în fața televizorului și zicem, azi mergem la Patriarhie și se uită la Trinitas și ascultă slujba. Să ne continuăm. Faptul că există Trinitas TV și Radio Trinitas e un lucru mare, pentru că biserica s-a adaptat aducând mesajul ei pe Bazilica Ro, pe Doxologia Ro, pe Trinitas TV. Acestea sunt forme concrete în care biserica s-a deschis către noile tehnologii. Părinte, pentru că suntem la televiziune și la televiziune mai trebuie să luăm da, și o pauză. Da. Haideți să luăm această pauză și drag, să ne întoarcem drag, rapid după. Drag. Da? Și ne-am întors. Părintele Vasile Ioana este astăzi aici, în mijlocul oamenilor. Da, îmi sunteți oaspeți. Bun venit în parohia mea. Mulțumim din nou în parohia dumneavoastră. Tocmai ce am ieșit de pe Calea Victoriei, mergem către biserică. Da, vreau să spun înainte de a părăsi locul ăsta, că aici e blocul Romarta și la Revoluția Română e bine să știe oamenii în zilele acelea, la subsolurile acestui bloc pe care vedeți aici, vestitul bloc Romarta, la subsoluri erau niște cămăruțe în care erau bătuți cei care erau reținuți dintre revoluționari. Da, și dintre cei care comentau sau care se opuneau. Și aici, când am venit eu preot și am început să merg cu boboteaza, îmi spuneau, Doamne, uitați aici, părinte, ce bătăi au primit tinerii. Și eu, de câte ori trec pe lângă blocul ăsta, fac o Sfântă Cruce. Pentru că acolo s-a plâns, au curs lacrimi, a curs sânge. Și am primit la spovedit și torționari, și tu ca preot ești obligat să ierți. Și mi-au spus, i-am bătut, părinte, ce-am mai bătut la ei, dar îmi pare rău. Și după ani și ani, regretul în conștiința lor a lucrat și acum s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu și sunt chemat de Dumnezeu să le dăruiesc iertarea lui Dumnezeu și lor ca duhovnic. Cumva la mine diversitatea celor care vine foarte mare și pe cei care au fost răi în tinerețea lor și realizează la un moment dat că au greșit, și pentru ei există pocăință și pentru ei există o șansă de întoarcere. Noi nu prea mai dăm șanse oamenilor când greșesc. Știi că și în media ai văzut vânătoarea de greșeli. Cum greșește cineva, pac, repede atacat. Sigur că da, părinte. În biserică este altfel. Așa este, biserica este iertarea. Îi poate ierta, Dumnezeu îi poate ierta. Istoria dar nu, noi avem nu și face. Legi. Absolut nu, asta e altceva. Nu, mă refer aici doar la aspectul spiritual. Adică legile se aplică, cum este firesc să fie, și sunt foarte bucuros când văd că legile se aplică, dar mă refer aici strict la sufletul omului care are nevoie de iertare. Discutam înainte, părinte, despre internet și credință. Viteza internetului, rețelele sociale, da. Nu se pierd niște valori? Sunt niște provocări legate de asta. Știți?
Uitați-vă, a apărut acum în România, pe lângă TikTok, Instagram, Facebook, mai e o nouă rețea a Instagram. O rețea în care toată lumea a descoperit că se poate înjura foarte ușor. Doamne ferește, serios. Oamenii atunci, aceea este o rețea pe care n-aș vrea să intru vreodată. Peste tot, părinte, și pe Facebook. Nu vi se pare că rețelele astea uneori amplifică agresivitatea? A, absolut, da. Vezi tu, noi nu ne temem de rău, pentru că lumina nu poate să fie cuprinsă de întuneric. Internetul, toată zona de online, da, îți aduce la picioare lumea văzută, lumea asta. Deci internetul îți aduce lumea la picioare. Credința îți aduce la picioare cerul. Deci omul are în fața lui un aflux de informații foarte mare. Te salut, dragule. Îmi place fesul tău. Română, să fii sănătos, să fie Dumnezeu cu tine. Sărbători cu bine. Pare bine. Doamne ajută. Amin, amin. Păi, și internetul ce face? Îți aduce în duhul ăsta lumesc, îți aduce toată lumea la picioarele tale. Hai și te bagă în ea. Un exercițiu concret. Ia să vedem. Da. Părintele Vasile Ion. Da, da. N-ați primit niciodată un... Hate. Hate? Hate, cum să nu? Mesaj? Mult hate! Oh. Și cum le răspundeți? Cu dragoste. Nu intru. Adică nu răspund concret. Pentru că dacă omul ăla... Eu vin și îți dau o veste bună. Uite, Dumnezeu te iubește și te iartă, da? Și îți dau acest mesaj. Și tu scrii... Poți să zic? Nu știu. Ceva urât. Așa. Un cuvânt urât. Ia să vedem. Care începe cu M. Nu spunem, da? Așa. Un cuvânt urât. Atunci, mie mi-e milă de omul ăla. Pentru că omul ăla înseamnă că n-a înțeles că eu aici i-am adus o floare, da? Și el a pus benzină pe floarea mea. Mă doare sufletul. Dar nu-l mai las data viitoare să mai pună benzină pe floarea mea și îl blochez. Pentru că înseamnă că el nu iubește mesajul curat. El are alte valori și atunci la revedere. Și am dreptul ăsta. N-aveți cum să-i schimbați părerea. Nu vreau să schimb oamenii decât dacă ei vor. Nu putem să schimbăm oamenii împotriva voinței lor. Eu sunt acolo cu un mesaj. Cine îl ascultă și se bucură de el, foarte bine. Cine are dreptul, oricine, să-l respingă. Dar injuriu, dacă te apar injurii și cuvinte urâte, astea nu mai au legătură cu acceptarea sau neacceptarea mesajului. De aceea spun că credinciosul trebuie să aibă foarte mare înțelepciune când intre în zona media, pentru că aici multiplele păreri, că e ușor să tastezi și să înjuri, da? Mai greu e să creezi conținut. Atunci, eu creez conținut și muncesc pentru asta și crede-mă, chiar muncesc să mă pregătesc de câte ori țin o predică, o cuvântare și îl am pe Dumnezeu ca ființă vie care mă inspire, simt că lucrează Dumnezeu, dar în spate este mult studiu. Și atunci dacă cineva nu vrea mesajul ăsta, e problema lui și merg mai departe fără să-l deranjez. Deci am discutat despre această provocare a lumii moderne care se numește internetul și felul în care relaționăm acolo. Și apare și influența mediatică. Influența mediatică este că dacă tu stai doar acolo și căutările tale te definesc până la urmă, tu ești acolo într-un câmp foarte mare. Doamne ajută! Într-un câmp foarte mare, tu ai libertatea de plină să alegi, dar trebuie să știi ce alegi acolo. Bun. Pentru că poți să alegi lucruri bune altă sau mai puțin bune. Pe care o au cetățenii acestei țări și nu doar acestei țări, dar în special parcă în România e mai amplificat fenomenul de sărbători. Acum avem nașterea Domnului. Da, Crăciun. Un Crăciun fără zăpadă. Ați fost în... într-un mall, într-un supermarket. N-am avut timp, că am spovedit non-stop, am spovedit de la 6 dimineața la 11 noapte. Pentru că dacă v-ați fi dus, nu mai aveți timp să ieșiți de acolo, că rămâneați prins ca într-o strânsoare. Da. Cumpărăm mult, părinte, mai mult decât avem. Din păcate. Umplem coșuri. Da. Ce ne face să facem lucrul ăsta? Este o ispită asta. Este o ispită. Adică Crăciunul este despre nașterea lui Hristos și nu despre nașterea lui Hristos istorică de acum 2000 de ani, ci despre nașterea lui Hristos în sufletele noastre. Peștera este aici, peștera este în sufletul meu, eu fac curat în peșteră, mă spovedesc, mă pregătesc, mă purific ca Hristos să se nască în mine și să înțeleg semnificația Crăciunului. Cel care intră în zona de shopping și nu are măsură, poate să piardă semnificația Crăciunului, rămân doar în orizontalul ăsta obișnuit. Problema este următoarea, că suntem la piață, da?
poți să cumperi ceva, dar să nu abuzezi de asta, nu, viața nu e doar despre asta. Uite, aici avem un magazin, vă salut, domnul Plenariu! Doamne ajută, doamne ajută, vă fac cunoștință cu domnul Claudiu, este oaspetele nostru astăzi. Mă bucur să vă văd și eu mă bucur, și eu mă bucur, îmi pare bine. Domnul Plenariu, chiar spuneam că abuzul de cumpărături nu e bun, nu? Dar aici, dumneavoastră, la colțul ăsta de stradă, hrăniți cumva oamenii de pe la ministere cu... Exact. La jumătate zile. Este chiar așa. Magazinul de pe colț, de lângă parohia dumneavoastră. Exact, exact. Să știți că este cunoscut de toți cei din zonă, plus și de români care sunt plecați afară, care de câte ori se întorc în țară, vin cu drag și fac cumpărături de ce la noi. Ce frumos! Și o cafea bună au și aici. Îmi comandă să le aduc... Ce frumos, Leuștean, sau puteți să plece cu el afară. Leuștean urmăresc. Ce frumos, mă bucur, domnul Plenariu. Da. Deci, cumva, și așa dumneavoastră cred că abuzul de cumpărături din perioada asta îl simțiți? Au venit oamenii, cred că, mai mult la, nu, la dumneavoastră, că, nu? Nu, la noi nu este ca la piață. Noi avem același segment de clientelă care zi de zi se repetă. Cei care lucrează în zonă. Și-au puțin, nu și-au cantități mari. Nu mai în preajma sărbătorilor. Da. Știu că găsesc produse proaspete. Domnul Plenariu mai face ceva, mai face și fapte bune. Noi avem în fața bisericii mani și atunci îmi dă fructe, legume diferite ca să facem... Și acum de sărbători trebuie să copiii cu sigur părinți. N-ai spune că aici, în mijlocul Bucureștiului, chiar e o comunitate de oameni care se cunosc între ei. Sigur. Păi, De câți ani aveți magazinul ăsta? Păi, cred că sunt, eu știu, nu să-mi aduc eu o laudă, dar cred că sunt cel mai vechi comerciant care am făcut și producție și am făcut acum... Blănar, atenție, îl cheamă Blănarul, dar a avut magazin de blănuri aici. Magazin de blănuri și, mă rog, anotimpurile s-au schimbat, blănurile au... Nu se mai vindeau blănuri și a venit la mine, părinte, ce fac? Zic, domne, te adaptezi pieței. Biblia vânzărilor, că trebuie să o știi și pe asta. Așa. Spune, nu contează ce vinzi tu, important e ce cumpără clientul. Și atunci i-am spus, domne, dumneata, ai un magazin aici la față, oamenii au nevoie de ciuguleală, ceva, fă ceva alimentar și v-am făcut deci ascultare. Deci v-a fost și consilier pe în afaceri, domnule. L-am ajutat să înțeleagă. De foarte mulți ani, de când a venit din aici, că de fapt eu sunt de 45 exact. De ani. Eu l-am găsit aici, dar avea magazin de blănuri atunci. Cel mai vechi comerciant sau, eu știu, din zona centrală. Domnule, drag, un segment de clientelă care e zi de zi care vine, am echipa care lucrez, am... Da, oameni minunați, fete care se spovedesc la noi, da. Aproape 40 de ani lucrează împreună. Da. Deci, dânsul, cum îl vedeți așa, Dita, mai patronul, cară marfă de la... Descarcă. Vă felicit încă o dată, să aveți sărbători cu domnul Plenariu. Și eu. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră și spor în tot ce faceți. Un om care s-a adaptat vremurilor, nu mai vinde blănuri, că nu se mai cumpără blănuri. Uite, acum se cumpără alte geci, da? Și atunci s-a adaptat vremurile. Ar fi o întreagă poveste să povestesc, că nu mai sunt oameni care mai știu ce era în zonă pe vremea. Da, s-a schimbat mult zona. Foarte mult. Nici nu mai știu ce era vis-a-vis, ce era vis-a-vis. Doamne ajută, doamne ajută. Numai bine, spor în toate. Deci, revenind, viața îți oferă și piața. Trebuie să facem o paranteză. Chiar e o comunitate aici în centru. Da. Deci sunt enoriași care locuiesc pe aici. Deci e ca un sat mai mare. Eu nu am multe parohie ca blocuri, da? Puține, dar sunt oameni inimoși, oameni care pun suflet în ceea ce fac și asta îmi place foarte mult, pentru că în toată aglomerația asta noi știm unii de alții și ne cunoaștem. Eu merg la el acasă aici, mă primește în casă cu drag. Eu, vizitele pastorale în parohie la mine sunt mai ușor de făcut, că e parohia mai mică, știi? Și asta mă bucur foarte. Uite, de aici cumpăr eu covrigi de la fete. Bună, drăguța mea! Ce faci tu, draga mea? Te binecuvintez. Să fie Dumnezeu cu tine, îmi pare bine. Doamne ajută. Și ție la fel, draga mea. Doamne ajută. De aici cumpărăm covrigi de post. Și sunt foarte mulți oameni care cumpără. Spuneam așa, părinte, înainte să-l cunoaștem pe domnul Plenariu. Cumpărăm prea mult. Da, pentru că nu avem măsură. Biserica te îndeamnă la măsură. Știi ce e biserica? Uite-te la ea puțin. Uite-te cât îmi e am de dragă. Uite-te biserică. Puțin la ea. Deci asta este ambasada cerului pe pământ. Cum e ambasada Statelor Unite, ambasada Canadei, ai văzut, te duci acolo, intri cu... Asta e ambasada cerului. Asta ți-l dă pe Dumnezeu. Biserica ți-l dă pe Dumnezeu, ți-l oferă pe Dumnezeu. Cum? Venind în ea, lăsând grijile tale acolo, fricile tale, durerile tale, vii la spital duhovnicesc pentru suflet. Și eu aici găsesc un lucru. Cât ar fi aglomerat orașul, când intri acolo,
Ești în altă realitate, ești în altă realitate, într-o realitate a iubirii lui Dumnezeu. Noi acum, când ajungem, cred că în câteva minute, trebuie să începeți programul de spovedanie. Da, mă așteaptă oamenii, da, s-au programat. Sunt sute și sute de oameni care vin și stau la cozi de 4 ore, 5 ore, 6 ore. Acum depinde de cât, eu nu vreau să grăbesc oamenii, știi, când vin la spovedanie, sigur, îți spun apăsarea lor și nu poți să-i zici, hai, zi repede, pentru că aici nu e ca la buton, știi? Omul trebuie să se deschidă și primul meu moment cu omul este, spune-mi omule, ce te apasă, ce te doare, cu ce-ți pot fi de folos? Oamenii nu mai sunt ascultați astăzi și atunci tu când îl asculți pe om, se așează în el o emoție sfântă și se poate deschide. Și are și tendința omul, aici mai ajut un pic omul, să-ți spună toată viața lui din tinerețe. Și am unii care zic, zburem de la început și zice, m-am născut în 1970. Nu zic de atunci, cam de când au început păcatele. Știi că la un moment dat omul are tendința asta să te ține mai mult. Dar e o deschidere, un exercițiu de deschidere. Ce rol mai are spovedania? Uriaș. Spovedania este actul prin care Dumnezeu îți sfințește viața. Deci după ce a înviat din morți Iisus Hristos, a spus, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate. Și cărora le veți ține ținute, vor fi. Vreau să spun ceva. Iertarea asta este cel mai înalt act de iubire a lui Dumnezeu, care este urmată de împărtășanie. Deci tu vii aici la biserică și primești iertarea păcatelor prin spovedanie, îți pui păcatele cu sinceritate, Dumnezeu te iartă prin preot, că nu preotul te iartă. Noi suntem niște oameni păcătoși ca și voi. Toți suntem păcătoși. Nu e despre asta, este despre sfințenia care vine către tine și iertarea păcatelor și apoi iei trupul și sângele lui Hristos. Cele două acte sfinte, de spovedanie și de împărtășanie, sunt principalele resurse ale vieții noastre spirituale. Asta face biserica, ți-l oferă pe Dumnezeu. Ți-l dau pe Dumnezeu în duh și în trup și în sânge. Adică real, real, nu închipuire, prin credință, tu știi că acolo e trupul și sângele Domnului. Am avut o doamnă care s-a îndoit puțin și care mi-a spus cu lacrimi în ochi, părinte, am văzut în linguriță carne și sânge. Pentru că m-am îndoit o secundă și asta a făcut-o pe ea să se cutremure, că Dumnezeu i-a arătat un pic să înțeleagă că îl ia pe Dumnezeu. Și prin credință multe minuni se întâmplă în viața oamenilor și în această biserică s-au petrecut multe minuni prin credința oamenilor. Părinte, dacă după discuția asta și puterea de convingere pe care ați avut-o în scurtul traseu și da, în comunitatea asta frumoasă pe care o aveți, i-ați convins și pe alții, da. Atunci excelent. Mă bucur. Cu drag, cu drag. Să rămână, vă ajutăm. Opa, așa. Cu drag, să fii sănătoasă, îmi pare bine. Tu frumosule, drăguțule. Ești foarte pregătit. Să vă trăiască, să vă bucurați de el. Doamne ajută. Vă propun așa, părinte, vă las să mergeți la spovedanie. Hai să intrăm împreună. O luăm în urma dumneavoastră și stăm așa cu discreție în spate. Împreună să ne rugăm. Important este că acum nu mai vorbim foarte tare, avem altă abordare. Eu am tăcut. Uite, hai să vedem un pic contrastul, știi? Să intrăm și hai să ne rugăm împreună la icoana Maicii Sfinte și apoi să stăm de vorbă într-un lateral. Hai, poftiți. Doamne ajută, cercetă. La pangar. Vreți să mergem și la pangar? Să vedeți și pangarul bisericii, foarte frumos. Da, mergem în curte și apoi sigur că nu. Să mergem și la pangar. Doamne ajută, dragii mei, Doamne ajută, Doamne ajută, Doamne ajută. Îmi pare bine că sunteți aici, ați venit deja pregătiți să lăsați povara, să lăsați poverile. Lăsăm sacii de păcate și ne unim cu Dumnezeu. Mă bucur foarte mult că ați ajuns. În câteva minute o să începem. Da, Doamne ajută. Hai, Claudiu. Mă gândesc că dacă tot sunt aici, v-aș putea cânta ceva, că e o zi așa de frumos. Vă rog, părinte. Da. Aseară pe neserate, Fecioara Maria, în Betleem cetate, călătorind sosea și fiind obosită, să lași-și căuta în Betleemul mare, nimeni n-o primea. Atunci Sfânta Fecioară pe fânul cel uscat
Născuta prea curata, un mare împărat. Născuta prea curata, un mare împărat. Să se nască Hristos în noi. El nu a venit doar istoric, El nu a venit doar ca să puncteze un moment istoric, ci El a venit să se nască perpetu în noi. El vine și se răstignește și înviază perpetu pentru noi. El trăiește, retrăiește existența aceasta în Duh pentru ca să ne hrănească pe noi. Este o mamă. Dumnezeu este un tată cu inimă de mamă care își hrănește copiii. Și noi toți ar trebui să nu uităm cine suntem în această zi de Crăciun. Cine suntem noi? Suntem copii iubiți a Lui, care beneficiem de toate darurile Lui, numai noi să vrem să le primim. El ne iartă, El ne iubește, El ne așteaptă cu brațe deschise, iar noi ne împotmolim în tot felul de tâmpenii și de priorități sau non-priorități pe care ni le inventăm și ne ținem departe de harul și darurile Lui. Când El, dacă noi am sta în brațele Lui iubitoare, viața noastră ar fi ferice. Omul care este credincios, care are această stabilitate emoțională dată de credință, nu are nevoie să-i spună cineva că e bun, că e frumos, că e deștept, că e nu știu cum. Tu știi cine ești, te cunoști pe tine prin credință. De aceea credința, odată ce o ai în suflet, o și manifesti, adică o practici. Îi arăți lui Dumnezeu că îl iubești și cum îți arăți iubirea de Dumnezeu? Prin iubirea de oameni. De aceea le spun acestor minunați oameni care vin mereu la biserică, faptul că degeaba spui că îl iubești pe Dumnezeu, pe care nu-l vezi fizic, dacă nu iubești oamenii. Și canoanele pe care le dau lor nu sunt canoane din ăsta de tip, nu știu câte sămetanii să faci sau nu, iubește oamenii. Îi rog pe oameni să iubească oamenii și cred că noi creștinii suntem chemați să fim lumini. Lumini în această societate care are nevoie de lumină. Și de-aia am vrut să atingeți și voi bucuria pe care o trăim noi în Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi și vreau cu prilejul ăsta să vă arăt și faptul că vrem să-i hrănim pe oameni și cu puțină cultură a Duhului, pentru că să știi că abecedarul, cărțile liturgice și cărțile de școală s-au născut în biserică, primele școli au fost în biserică, primele scrieri ale literaturii române au fost în biserică. Scrisoarea lui Neacșu de la Câmpul Lung este cu conținut spiritual. Cartea extraordinară, Sfaturile lui Neagoi Basara pentru fiul său Teodosie, este o carte cu conținut spiritual. Românul are în adâncul sufletului său iubirea de Dumnezeu și nu numai românul obișnuit, până și artiștii. Uite, aici avem o artistă, o ziaristă. Doamne ajută, bucurie! Dumnezeu să fie cu tine! Și să ai niște sărbători minunate! Doamne ajută! Doamne ajută, Doamne ajută. Mulțumim mult. Cu drag, cu drag. Haideți să vă arăt și pangarul. De ce v-am spus asta? Pentru că în pangarul bisericii avem cărți. Noi nu vrem să vindem la pangar doar lumânări, pentru că rostul nostru și scopul nostru este să luminăm și sufletele oamenilor prin cultura Duhului. Cultura Duhului asta înseamnă să prezinți oamenilor și altceva. Avem aici, haideți să vă arăt și panoul nostru, avem aici mereu activități filantropice. Uitați, de exemplu, aici avem un copilaș care are nevoie de ajutor. Acest copilaș este în Italia acum, are 8 luni. Copilul ăsta are nevoie de mulți bani și adunăm mereu, în fiecare duminică noi prezentăm cazuri filantropice și oamenii ajută, și ajută, chiar ajută. Și aici avem programul de spovedanie, când spovedesc părinții, când spovedește Părintele Nicolae, Părintele Nicolae Dima, colegul meu. Aici avem prezentarea scurtului istoric al bisericii și celelalte afișe. Aici avem alte manifestări culturale pe care le facem și dăm slavă lui Dumnezeu, avem activități cu tinerii, pentru că și tinerii și copiii au nevoie cumva să simtă această apartenență, pentru că biserica adună oamenii. Societatea are nevoie să fie unitară, să ne unim în Hristos. Dacă noi am fi mai una, n-am mai fi atât de risipiți. E atât de multă gâlceavă în lume pentru că nu mai este această unitate de gândire. Toți vrem binele oamenilor, dar trebuie să ne și adunăm. Uite, hai să spun ceva ce am făcut noi concret. Aici, în pangarul bisericii, vezi, uite, bine ai venit. Haideți după dumneavoastră. Aici este, Doamne ajută, Georgiana.
Uitați, aici sunt niște daruri create de copiii bisericii la atelierele de bucurii. Atelierele de bucurii se fac sâmbătă cu copiii și copiii fac acestea, noi le vindem și bănuții se duc la copilul acela care are nevoie, de copilul ăla de 7 luni. Și asta este un gest de iubire al copiilor din parohie. Părintele Nicolae Mogaze, colegul meu, se ocupă de asta sâmbătă. Iar aici nu avem doar un pangar, ci avem cărți, icoane și cărți. Important este să-l hrănim pe om cu aceste cărți. Cum dobândim răbdarea, răspunsul la de nedumeriri, cartea de căpătii despre moarte și înviere, deci purtarea creștină. E foarte important sfaturi practice pentru creștini. E foarte important ca omul când vine la biserică, nu vreau să cumpere doar un calendar creștin-ortodox. E bine să-l cumpere și pe asta, să știe când sunt sărbători. Dar eu vreau să cumpere și o carte. Și Georgiana este librar. Este librar. Și mă bucur foarte mult că ea ce face? Când vine omul aici, vine cu apăsări, vine cu probleme. Și atunci ea le dă răspunsuri duhovnicești. Îi ajută și îi aduce către mine. I-am spus că lucrarea ei aici este complementară cu lucrarea mea din biserică. Și e foarte frumos că ea are o fetiță foarte drăguță și uite, aici în stânga sunt cărți foarte multe și pentru copii. Și îmi place și lucrul acesta foarte mult, că Georgiana merge la Patriarhie, la depozitul de colportaj și cumpără și icoane și cărți pentru copii. Uite, Viețile Sfinților pe înțelesul copiilor, Viața Sfântului Spiridon, da? Unui copil. N-ai putea să îi spui Viața Sfântului mai bine decât ilustrată. Și ajuți un copil de 6-7 ani, îl ajuți să înțeleagă viața unui sfânt printr-o carte ilustrată. Cumva ne-am adaptat nevoilor societății. Societatea are nevoie de cunoaștere, de cultură, de răbdare, de iubire, de compasiune. Părinte, de 20 de minute așa, pe ceas, vă ascult fără să vă întrerup, pentru că n-am ce să mă întrerup. Bucur, omule drag. Pasiunea cu care vorbiți e convingătoare. Vă mulțumesc mult de tot că ne-ați primit astăzi, în ziua asta. Dar să știi că asta e o simplă parohie. Sunt mii. Adică ce ați văzut voi acum, în crimpeiul ăsta, în ora asta, care am fost împreună în duh și ne-am bucurat împreună și am trăit împreună sentimente de bucurie ale unirii dintre noi. Toată țara are parohii, preoții muncesc cu greu să se așeze la picioarele oamenilor. Noi vă slujim, noi vă spălăm picioarele ca să fiți curați și să mergeți în împărăția lui Dumnezeu. Și aici are loc o lucrare foarte frumoasă. Biserica este ambasada cerului pe pământ și noi vrem să ducem oamenii către mântuirea sufletelor. Scopul nostru este să ne mântuim cu toții și să ajungem în împărăția lui Dumnezeu fără să afectăm viața cotidiană. Adică noi putem să trăim frumos și în familie împreună și să ai ce ai nevoie, dar să-L ai pe Dumnezeu, pune-L pe Dumnezeu primul în viața ta și toate celelalte vor, în mod firesc, vor veni în viața ta. Noi asta încercăm să-i convingem pe oameni, să-i dea cezarului ce al cezarului, fiscului ce al fiscului, corectitudinii ce al corectitudinii, societății ce al societății, și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, familiei ce al familiei. Adică să punem lucrurile în oale diferite și astfel vom avea pace. Mulțumim încă o dată, cu multă dragoste, multă sănătate. Mă bucur că voi, Digi24, aveți un demers de tipul ăsta, pentru că ați simțit un crâmpei de viața unui preot. Mulțumim mult. Să fie rândă. Sărut mâna, mulțumim și la revedere, numai bine. Doamne ajută!